Un complex manual de educație forestieră a ajuns pe băncile Colegiului Național Pedagogic Regele Ferdinand Sighetu Marmației. Cele 50 de exemplare au ajuns la elevi prin intermediul unui proiect implementat de Clubul Rotary Sighet Voivodal, care și-a propus anul acesta să susțină educația. În fața elevilor din clasele primare, inginerul Silvica Dina Danci, președinta Clubului Rotary Sighet Voivodal, a prezentat și a diseminat manualul de educație forestieră, care a îmbogățit acum biblioteca liceului. Ați văzut că în pădure sunt și arbori mai groși și arbori mai subțiri. Aici, în carte, vi se explică cum se măsoară diametrul la un arbore, cu ce se poate măsura un diametru la un arbore. Avem un capitol întreg despre lucrările de îngrijire care se fac într-o pădure. Cei care ați participat alături de părinți sau bunici în grădină, la diverse lucrări, poate ați sesizat că după ce ai făcut, ai semănat, că tot am început cu roșiile, ai pus roșiile în grădină, trebuie să vii să le privești. Trebuie să vii să faci orările. Să le uzi. Perfect. Lucrări de acest gen se fac și în pădure. Pentru că altfel pădurea nu poate să crească. Dacă o lași la voia întâmplării, ea nu mai crește cum trebuie. Crește strâmbă, crește de slabă calitate. Manualele au fost achiziționate de Clubul Rotary Sighet Voievodal în urma banilor strânși la balul caritabil și vor ajunge la toate școlile din oraș. În 2019, când a apărut acest manual, eu personal mi-am dorit să fac cumva să ajungă și pe băncile elevilor din Sighet. Și în acest an mi s-a oferit oportunitatea, prin balul caritabil pe care îl organizăm anual, am reușit să strângem fonduri pentru 400 de manuale pe care le vom împărți la școlile din Sighet în această săptămână verde, prin programare de comun acord cu conducerea școlilor. Cum este structurat manualul și cum credeți că îi va ajuta pe copii, dar și pe profesori și învățători? Manualul este dedicat copiilor de gimnaziu, clasa 4-5, undeva pe aici, și are noțiuni tangențiale cu ceea ce fac ei la materia științele naturii, dar se axează mai mult cu informații suplimentare strict legate de pădure. În general, omul știe, mă duc la pădure, mă duc la iarbă verde, dar aici le explică tot despre cum se formează o pădure, începând de la sămânță, stadii de dezvoltare, lucrări de îngrijire, ce avem voie să facem în pădure, ce nu avem voie să facem. E o carte complexă și eu cred că îi va ajuta foarte mult, pentru că copiii sunt dornici de informații. Înțelegem că prima oprire a fost aici, însă aceste cărți vor ajunge și la alte școli din Sighet Marmației. Da, da, prima oprire e aici și urmează toate celelalte școli din Sighet Marmației. Atractiv, bogat în informații și imagini, cu povești și grafici, manualul de educație forestieră este instrumentul perfect pentru ora de știință, dar și pentru un opțional. Cred că așteptam așa ceva. Chiar ne gândeam cu copiii ce bun ne-ar fi un asemenea material. Chiar a venit oarecum pe nevoia noastră. Probabil că dacă venea un pic mai repede, chiar luam un opțional la începutul anului pe pădurile României. Ne-am și propus o excursie în luna mai să vedem exact ce conține această carte, să mergem să vedem cu ochii noștri rezervația de zimbri despre care se vorbește acolo. Acum, în săptămâna verde, iarăși, să mergem la Grădina Morii să vedem specii pe care le avem acolo. Deci, spun, vine exact pe nevoia noastră manualul. L-am răsfăit puțin și mi s-a părut foarte bine făcut, atractiv, foile acestea, copertele alese, anexele interesant concepute. Deci chiar mie mi-a plăcut și mă bucur că copiii mei vor avea ocazia să pună mâna pe ele, să le luăm la clasă de la bibliotecă, să le răsfoiască. Am câțiva copii care sunt foarte interesați de tot ce e acolo și cred că va fi un prilej pentru ei să se informeze foarte mult din manualul acesta și să împărtășească și cu ceilalți și în același timp să știe, de fapt, ce avem în zonă, ce se poate face, să contribuie cu alte cuvinte la sănătatea naturii și a arealului din zona noastră. Deci mulțumim pentru idee doamnei Odarca, mulțumim invitatei noastre care ne-a prezentat atât de frumos manualul nostru.
chiar am venit cu interes și cu bucurie și ne bucurăm că am avut ocazia să primim așa ceva. Pădurile rămân pentru copii locul perfect de explorare, motiv pentru care manualul este numai potrivit pentru a răspunde curiozității copiilor și de a-i apropia de natură. Evenimentul de astăzi mi s-a părut foarte frumos, educativ și mi-a plăcut că a fost vorba despre natură, eu fiind foarte atrasă de natură. Manualul cum ți s-a părut? Manualul mi s-a părut foarte frumos și cu imagini și cu scris, da, foarte frumos. Prin această activitate, la liceu s-a dat startul programului Săptămâna Verde, care se desfășoară în premieră la nivelul unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, scopul fiind acela de a contribui la prevenirea schimbărilor climatice și la protejarea mediului, dar și la formarea unor comportamente responsabile în rândul copiilor față de mediul înconjurător. Am debutat astăzi cu o activitate deosebită. Avem un invitat special. Este vorba de doamna inginer Silvic Ada Danci, care a venit astăzi la noi în școală, aducându-ne 50 de manuale gratuit. Manual care a fost editat printr-un proiect rotarian. Și prin proiectul Rotării, prin clubul Rotării Sighetul Marmației Voievodal, a făcut posibilă această donare de carte gratuită fiecărei școli. Este, după cum vedeți, un manual foarte, foarte reușit, atât prin grafică cât și prin conținut. E de o calitate de excepție, astfel încât ne dorim ca prin utilizarea lui, mai ales în cadrul opționalelor, să aibă fiecare învățătoare un suport adecvat. Și, după cum vedeți, este foarte atractivă și foarte interesantă această carte. Și eu am răsfoit-o, are imagini excepționale, are un set de rebusuri legate de floră, faună, prin pădurile României și un set de fișe de muncă individuală. Eu cred că Rotary prin acest proiect a fost alături de educație în școală, alături de Săptămâna Verde și educația pentru natură și pentru verde. Obiectivul programului Săptămâna Verde este de a-i face pe elevi și profesori să fie mai prietenoși cu natura. Este pentru prima dată pentru noi sărbătoarea aceasta, putem să considerăm o sărbătoare a verdelui, sărbătoarea primăverii, sărbătoarea prieteniei, sărbătoarea renașterii la viață și împreună cu colegii profesori ne-am programat activitățile în așa fel încât să discutăm despre sustenabilitate, despre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă existente în Agenda 2030, și despre un stil de viață sănătos pe care dorim să-l ducem și pe care vrem să îl discutăm în așa fel încât copiii să conștientizeze nevoia păstrării unui stil de viață sănătos, nevoia reciclării și nevoia grijii față de planeta noastră. Planeta noastră va rămâne pe mâinile acestor copii peste câțiva ani. Noi ușor, ușor ne vom retrage, iar ei vor fi cei care vor avea în mână frâiele țării și dorim să ne asigurăm că toată activitatea aceasta rămâne pe mâinile lor frumos și încercăm să identificăm de la ei lucrurile pe care consideră că ar trebui să le schimbăm. E foarte bine că s-a inițiat această desfășurare a Săptămânii Verzi și o mare parte dintre copii chiar s-au îmbrăcat în verde, au ceva verde la ei, iar această activitate, iar această carte devine mănușă activităților noastre pentru că ne dorim să avem un suport pe care copiii să-l aibă în momentul în care discutăm despre activități verzi. Cărțile acestea sunt foarte frumoase, sunt ilustrate, sunt atractive și atunci vor fi un instrument util pentru copiii noștri, pentru copiii de la sfârșitul claselor primare, începutul claselor gimnaziale. Programul Săptămâna Verde va continua până vineri, timp în care elevii și profesorii vor organiza diferite activități specifice. Avem dezbateri
pe tema protecției mediului înconjurător. Avem drumeții, avem jocuri de rol, avem, tocmai am fost într-o clasă a 11-a în care doamna profesoară de română a discutat despre problemele pământului, despre problemele globale, iar copiii au desenat pe tricouri și au personalizat tricourile și au tras un semnal de alarmă în legătură cu mesajul pe care trebuie să îl transmitem celorlalți și dacă săptămâna aceasta este verde și ne dorim să schimbăm ceva, schimbarea ne dorim să continue. Este prima săptămână și ne dorim de aici înainte să avem un stil de viață sănătos, iar ceea ce discutăm astăzi să ducem, să punem în aplicare de aici înainte, iar copiii să fie mesagerii frumuseții pământului. Asta ne dorim, să avem un pământ frumos, să avem un pământ mai curat și să ne respectăm unii pe ceilalți, să avem grijă de tot ce e în jurul nostru.